să se reprezinte în BCD următoarele numere. Avem N egal cu 7165 și M egal cu 2206. Și să se efectueze scăderea acestora. Reprezentarea numărului N se va face astfel în 8421 a fiecărei cifre. Și avem 0101, 0110, 0001 și 0111. Iar reprezentarea în BCD a numărului M va fi 0110, 0000, 0010, 0010. Și acum să facem scăderea. 1 minus 0, 1. 0 minus 1 nu se poate și împrumutăm de la primul 1. 2 minus 1, 1. 0 minus 1 nu se poate și împrumutăm de la următorul 1. 2 minus 1 este 1. Iar aici o să avem nu 0 minus 0, ci 1 minus 0. Acesta este 15. Așadar aplicăm corecția 0110 și scădem din nou 1 minus 0 1 0 1 minus 1 0 1 minus 1 0 și 1 minus 0 1. Aici avem 9. 0 minus 0 1 minus 0 1 0 minus 0 0 1 minus 0 1 0 minus 0 0. Aici să avem 5. Minus 0, aici o să avem 1. 0 minus 1 nu se poate și împrumutăm de aici. 2 minus 1, 1. 1 minus 0, 1. 1 minus 0, 1. Aplicăm corecția 0, 1, 1, 0. 1 minus 0, 1. 1 minus 1, 0. 1 minus 1, 0. 1 minus 0, 1. Aici o să avem 9. 0 minus 0, avem 0. 1 minus 1, 0, 1 minus 0, 1, 0 minus 0, 0. Și aici o să avem 4. Aceasta rezultă că scăderea celor două numere va fi egal cu 4959, ceea ce este corect.